Liderul PMP Gorj a transmis că organizația pe care o conduce a finalizat procedura pentru stabilirea listelor pentru alegerile parlamentare. Primele poziții sunt ocupate de Nicolae Davițoiu la Camera Deputaților, respectiv Sorinel Boza pentru Senat. Am finalizat lista pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie și mâine la ora 12 o vom depune oficial la Biroul Electoral Județean. Lista va fi deschisă la Camera Deputaților de mine, iar la Senat va fi deschisă de domnul director Boza. Sorinel Boza a declarat că a pregătit pentru Gorj un proiect mult așteptat, pliabil pe zona monoindustrială a județului. Am avut o discuție cu domnul președinte și cred că proiectul pe care noi l-am pregătit pentru următorii 4 ani pentru Gorj este un proiect viabil, un proiect pe care gorjenii trebuie să așteaptă la altceva din partea noastră. Considerăm că împreună putem să realizăm tot ceea ce ne-am propus, iar proiectul, în momentul când o să vi-l prezentăm, o să vă dați seama că este un proiect pe care județul Gorj așteaptă de la noi. Eu spun că este o echipă perfectă, o echipă bună, o echipă care își dorește să realizeze ceva pentru oameni. De asta am venit alături de domnul președinte și sunt sigur de reușita noastră. Sorinel Boza a fost manager al complexului energetic Oltenia în perioada 2016-2020.